Centrul de vaccinare al persoanelor de la Mioveni este aproape gata. Deja cu acreditările primite, primăria orașului Mioveni a amenajat centrul la Casa de Cultură Racovița, situată în imediata apropiere a Spitalului Mioveni. Deocamdată însă trebuie rezolvată situația personalului medical care va deservi centrul și se așteaptă decizii de la Direcția de Sănătate Publică Argeș. Primii argeșeni au venit deja să întrebe dacă se pot vaccina. Cei care vor să se vaccineze împotriva COVID trebuie să știe că se pot înscrie fie prin medicul de familie, fie pe o platformă online sau prin intermediul DSP Argeș. În funcție de numărul de persoane care vor fi programate zilnic, vor fi trimise și dozele de vaccin. Ne aflăm în centrul de vaccinare Racovița Mioveni, vis-a-vis de Spitalul Orășenesc Mioveni, mai precis în Casa de Cultură Racovița. Este amenajat pentru primirea pacienților la vaccinare, cele 4 cabine de vaccinare, cu punctul de înscriere, cu toată metodologia care spune în normativ. Suntem pregătiți 99% ca de luni încolo să primim pacienții pentru vaccinare. Astăzi este vineri, vom finaliza toate amenajările, toate circuitele, deci centrul de vaccinare de la Mioveni este pregătit ca de luni să înceapă vaccinarea categoriilor de persoane aferente programului național. Centrul dispune de 3 circuite, circuit pentru personal medical, circuit pentru pacienți, circuit pentru deșeuri medicale. De la intrare, persoana va fi termometrizată, după care va fi îndrumată către zona de recepție. Persoana va prezenta cartea de identitate și se va verifica programarea, după care va completa chestionarul de triaj. Triajul medical se va realiza de către un medic. Dacă la triaj nu se identifică nicio contraindicație, persoana va fi direcționată la punctul de vaccinare. După administrarea vaccinului, se introduc datele despre vaccin și se generează automat adeverința de vaccinare. La punctul de supraveghere, post-vaccinare, persoana va fi supravegheată de către un medic timp de 15 minute, după care urmează circuitul de ieșire. Cel mai probabil, vaccinarea va începe la Mioveni săptămâna viitoare.